Bună seara și bine ați revenit către la profesorul cu probleme de matematică la geometrie. Deci, ne apucăm repede de treabă, că vorba lungă. Asta fata, domn profesor, nici n-aveți timp să mâncați. Ne apucăm de parcă începem acum. Da, exact. Mai modificați acolo clasa? Ați avut a noua, a cincea, a patra? De ce vine prospețimea? Modifică acolo. Da. Domn profesor a avut a noua, a cincea, a patra și voi acum a șaptea și noi a șamșpea. Ia gândește-te. Super erou. Asta m-am mai spus-o. Nu mi-a aparțit nimeni. Doamne, Doamne, de atâta forță, că nu sunt eu stare să fac așa. Orice om ar placa rapid. Sigur că. Da, Doamne, Doamne, face chestia asta și chiar sub ochet voștri asta. Trunchiul ABC oarecare, avem AB congruent cu AC. Nu e oarecare. Da, nu zice că e oarecare. Nu, zice în trunchiul ABC, avem AB congruent cu AC. Eu am crezut că e oarecare. Deci, nou. De la pagina 146. Trunchiul ABC cu AB congruent cu AC. Ce vede trunchiul ăsta? Isoscel. În triunghiul ABC. BC. Avem AB congruent cu AC. Și măsura unghiului BAC. Așa, BAC. Da, măsura lui, 36 de grade. Fie BD bisectoarea unghiului ABC. BD. Bisectoarea unghiului ABC. ABC. Cu D aparține lui AC. Cu D aparține lui AC. Să se arate în concluzie. Să se arate că BD la pătrat egal cu CD ori AC. CD? Ori AC. Ori AC. Facem un triunghi mai mare. Dacă ai fost BD pătrat egal cu CD ori AC plus mână sau plus altceva, alt segment, ar fost o mare prostie. Să vă spun de ce. Trebuie să fiți atenți la unitatea de măsură. BD centimetru pătrat, metru pătrat. Aici ar fost metru pătrat, centimetru pătrat. Și dacă adun un segment, pur și simplu, ar fi fost un metru, unitatea de măsură. Fizic nu e posibil. Adică nu poți să aduci metru pătrat, care se mari, cu metru lungime. Corect. Și atunci mi-aș fi dat seama repede că este o greșeală. Da. De data asta, sau dacă ai fost la 3 aici, iar și o greșeală. Corect. Facem un triunghi isoscel cu vârful în A. A, B, C, A, B, A, C, B, A, C de 36, B, A, C de 36 de grade, nu? Da. 36. Asta înseamnă că ce și bine știm. 72, 72. Corect. Ducem bisectoarea lui ACB. BD bisectoarea lui ABC. Din B. Din B. Și atenție că am dus pe B. 72 am împărțit în două. Da, 36 și 36. Deci avem triunghiul ADB isoscel. A, D, va fi isoscel. Ăsta e 36. Da, ăla de la 36. Da. Și atunci trebuie să este cel asta e cât asta. Da, și avem și BD cu isoscel. BD? C isoscel. Că ăsta e 36 și ăsta e 72. Da, și ăsta e 36. Și BD e cât DC. Ai dreptate, Miruna? Să vedem. Ăsta e 36, știi că a fost tot așa. Ăsta e 72. Da. Și cum a rămas până la 180, 36 ăsta de cum 36? Nu știu, e 36. Nu, AD e cât B. 180 minus 36 plus 72, 180 minus 108, adică 72. Ah, ăsta e 72. Da. Așa, da. 72, 72 asta. Da, adică DB e cât BD. Deci asta e cât asta. Da. Deci AD e cât DB și cât D. Da. Triunghiul BDC e asemenea cu ABC. BDC. Ăsta de aici. E asemenea cu
că isoscel și ăsta, da. Isoscel și ăsta. Da, haideți să scriem. Și contul cu vârful 36. Da. Gata. Au două unghiuri congruente. Da, asta asemenea. Trebuie să scriem asta și cu ăla. Și scriem raportul de asemănare. Și merge rapid, da. Deci Mirna... Adică, hai să vedem dacă am dreptate, mă, să urmări. Da, păi are... De ce îmi spune? Îmi spune că BD e bisectoare, da. Deci am făzit unghiul tot în două unghiuri congruente. Am că unghiul de aici de 36 de grade, da? Da. În vârf. Tot a fost de 72 și ducând bisectoarea 36-36. Da. Și atunci, dacă ăsta e 36-36, e clar că trebuie să cerci asta e cât asta. Da. Pe urmă, între unghiul CDB, fost tot de câte? De 72. Și lucrând bisectoarea urmă astea 36. Cum ăsta era de 72, ăsta rămâne să fie tot de 72 până la 180. Și iată că triunghiul ăsta CDB e asemenea cu, e asemenea cu ABC da. Dinainte, pentru că au un unghi de 36, cum și era de A, și cele două de 72, da? Problema e clară. Deci, să zicem, cum redactăm aici? Viruna, ajută-mă. O demonstrație. AB e congruent cu AC. Demonstrăm. Deci AB. Congruent cu AC. De unde e? Din ipoteză. AC, din ipoteză. Rezultă triunghiul AB prin isoscel. Părținutul AB. Așa, BD este bisector. Stop. Dacă e isoscel, ce înseamnă? Înseamnă că măsura unghiului A, C, B egală cu măsura unghiului A. Pe scurt, măsura lui C egală cu măsura, măsura lui, lui B. Da. Da. Măsura lui C. Rezultă măsura lui C egal cu măsura lui B. Lui B. Da? C egal cu B. Aha. Și egal cu 72. De unde vine? Egal cu 180. 36. Minus 36 de grade. Supra 2, nu? Da, adică 144 supra 2. 72 de grade. 72 sau 76? 72. După aia, acum BD este bisectoarea unghiului ABC. Un BD. Bisectoarea unghiului ABC. Deci cu un BD. Bisectoarea rezultă de aici că măsura unghiului BAD, nu, de fapt măsura unghiului ABD. Da. Egală cu 36. Egal cu 36 de grade. Așa. După aia, în triunghiul BDC... ABD egal cu DBC, așa da. Spune, egal cu măsura lui DBC, DBC, și egal cu 36 de grade. Iar la prima aș completa acolo, ne-am zis ABC, nu, la a doua, bun, așa, să zicem că DB, să punem, să zicem că DB e congruent cu BC, că DB e congruent cu A. A, după ce am vorbit da, de faptul da. Că triunghiul isoscel, să adăugăm, Miruna, aici îmi spui tu, că AD cu DB congruent cu DB. Și DB cu BC. Și o secundă, Miruna, că n-am terminat. Doar am dus bisectoare și unghiul ăsta e cât ăsta. Mai adaug acum, AD, că unghiul C e de cât de 72 de grade. Deci măsura unghiului C egal cu 72 de grade și în triunghiul DBC. În triunghiul DBC acolo avem măsura lui. Măsura unghiului B. Adică dintre literele de data DBC. Da, măsura lui DBC egal cu câte grade? Egal 36 de grade. Măsura lui DCB. DCB de 72 de grade. DCB egal cu 72 de grade. Și din astea două rezultă că cealaltă unghi, adică CDB, măsura lui CDB,
egală tot cu 72 de grade. Tot cu 72 de grade. Și atunci reiese că triunghiul CBD. CBD, da. Triunghiul CBD. E asemenea cu triunghiul la BD este isoscel. Da? Da. Isoscel, ca și celălalt. Și de aici rezultă că DB este că BG. DB congruent cu DB cu CB. Da? Cu CB. Da. Și cum avem că DB și cu AD, DB de desubt. A, da, nu. Congruent cu AD. DB cu A. D. D. Atunci ne permite să spunem egalitate peste tot, Miruna, nu? Da. Adică de aici rezultă că AD congruent cu CB. CB și congruent și cu DB. Bun. Triunghiul BDC e asemenea cu ABC. Din cauza măsurilor celor unghiului respectiv, deci zicem, cu măsura lui unghiului A. Egal cu măsura unghiului DBC. DBC, măsura lui DBC și egal cu 36 de grade. Și măsura lui ACB egală cu măsura lui DGB și egală cu 72. Deci măsura lui ACB. ACB. Egală cu măsura lui BCD și egală cu 72. Da. Din astea două rezultă că BDC e asemenea cu ABC. Măsura lui BDC. Nu. Rezultă că triunghiul sunt asemenea. Da. Rezultă că triunghiul ABC. Da, asemenea cu triunghiul. Haideți să scriem triunghiul BDC, că ne ajută mai mult la... Triunghiul ABC, Miruna, e asemenea cu... BCD. BCD. Asemenea cu triunghiul BCD. Și unde rezultă că scriem raportul de asemănare. BD, puteți să... Lăsăm pe Adi să facă raportul de asemănare. A, B, supra. O secundă, ce triunghi? În triunghiul ABC. BDC. Mă, Miruna, zice BDC. Atunci ABC. BDC, spunem și dedesubt, anumitor ABC. Și punct și virgulă, scriem. Mai întâi la numărător scriem laturile triunghiului. Atunci o să avem așa, BD supra. Nu, BD supra. Egal cu DC supra. Egal cu BC supra. Așa, BD. Ne uităm la BD, se uită unghiul din C. Unghiul din C, se uită spre AB. Supra AB. DC. DC se uită unghiul din B, adică cu AC. Cu BC. Atenție, ăsta e de 36 de grade. Da. Și tot 36 și ăla de sus. Supra BC. BC. Atenție. Supra BC. Și BC. Cu AB. Cu AB. BC supra A. Da. Nu AB. Nu AB. AB a fost BC. AC. AC. A treia lată, nu? Da. A treia lată. Și avem primul raport BD pe BA egal cu DC pe BC. Da. Adică BD pe AC. BD pe AB. Da, AB. AB. AB cu cine este? AB, BD pe BA egal cu BC pe AC, rezultă că BA e congruent cu AC, nu? Dar, venim acasă, că AB e cât AC, nu? Da. Știm că AB e cât AC. Și dacă luăm pe primul cu ultimul, tu asta vezi. Adică BD pe AC. Hai să scriem așa. Nu primul cu ultimul. Dar de ce nu? BD pe AC cu DC pe BC. Primul cu al doilea. Primul cu al doilea. Da. De ce? Te-a întrebat el de ce? Pentru că o să avem BD pe AC. BD pe AC. Că AB e congruent cu AC, egal cu DC. Deci în loc de AB pune AC, da? Da, egal cu DC supra BD. Că BC e congruent cu BD. Și o să avem BD la pătrat egal cu CD ori... Bun. Haide să urmărim și noi. Că ea se oprește la primă și ultimă. Nu prea știm noi de ce. Atunci, hai să ne întoarcem la BD pătrat. Egal cu cât? Noi aceea trebuie să arătăm, Miruna, da? Uh-huh. BD la pătrat
egal cu CD ori AC. Da. Echivalentul. Deci o prelucrăm pe aceea care trebuie să o altă. Numele două, adică. Și o să scriem BD pe A. Nu, 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 dar nu știu cum la ce. Băi, A cu egal cu AC. Da, lasă-mă un pic. Mă spes. A, de asta trebuie să demonstrăm. Pe asta o așezăm altfel. Într-un alt mod. BD aici, supra, și trebuie să fie din face BD jos. Că numai așa mulțit pe diagonală face BD pătrat. Și o să fie cât de și aici pot să pun CD și celălalt dincolo AC. Da, și acum aceeași chestie și acolo. Și acum îmi telefonează de ce să mă duc. El m-a luat la întrebări, a zis să mă duc la prima. Păi... Da? Și atunci eu răspund lui. De ce te-am rugat să mă lași un pic ca să... Vezi ce spune? Noi asta trebuie să demonstra cu asta, e de parcă aș demonstra pe asta. BD supra CD egal cu AC supra BD. Și acum ne întoarcem. Sau pune, poți să pun AC jos. Da, tot acolo. Da? BD supra AC egal cu cine? BD supra AC egal cu CD. Supra și cum BD. AB e congruent cu AC. O secundă. Acum, văzând în șirul de la poate pe care l-am de aici, BD supra la mine AB. Nu-i nimic. Că AB este cât AC. Da. E triunghiul isoscel. Atunci, în loc de AB, pot să pun AC. Ăsta e motivul. Eu m-am întrebat de ce. Și acum noi răspundem. Egal cu CD, CD, da, supra BC. Dar noi avem nevoie păi de BC BD. Egal cu BD. BC egal cu BD din ce am formulat. Și acum spunem. Ne este dirijată relația pe care trebuie să o demonstrăm spre acest raport, spre egalitatea asta, spre proporția asta, da? Și atunci ne întoarcem. Din șirul de rapoarte din ăsta, luăm pe primele două și zicem BD supra AB egal cu DC supra BC. Știm asta. Da. Știm. De unde știm? Din... De ipoteză. Nu din ipoteză, din asemănare. Da. Din asemănarea triunghiilor. Și cum o știm pe asta, și tragem cu ochiul de aici, ar trebui ca AB să fie cât AC. Dar noi știm că AB e cât AC din ipoteză. Sigur că da. AB egal cu AC din ipoteză. Și încă ceva, mai avem că BD... Că BD e congruentă cu BC. Cu BC? BD? Da. Nu scrie mai bine BC e congruentă cu BD? Da, totul mai bine. BD cât BC din ipoteză, da? Da. Și acum, din asta rezultă că în loc de AB o să punem AC. La ce? În BD supra AC egal cu DC supra, în loc de BC o să spunem BD. Și dacă le mulțim, o să iese BD la pătrat. Știm de la prosul mediu de la da. BD pătrat egal cu AC ori DC, ceea ce am avut de demonstrat și al doilea. Că tu pe drept și mi-a plăcut aici. Mie nu vine minte să mă duc la asta. Și atunci ce am făcut? Am prelucrat-o pe asta care... Am transcris-o într-o altă așa ca să ne ducă ușor spre relația respectivă. Da? Ați înțeles, da? Bine. Este șmecheria asta. Mai prelucrez când ce îmi blochez, mai prelucrez... Algebra. Ce? Concluzia. Și acum trecem la algebra, da? E la fiindcă trecem la algebră, aș vrea să oprim aici și să trecem ca să lucrăm mai la algebră. Ca să fie fișele diferite, geometrii. Dar sunt mai 19. Mai 19. Facem și tema la algebră și pe aceea trecem la lucrat suplimentar? Cum facem? Lasă-l pe ăsta din 19 și până la acela va fi din două fișiere. Da.